Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână Golden Hour. În seara aceasta ne întâlnim cu astrolog Nicoleta Ghiriș și vom vorbi despre previziunile astrale chinezești pentru luna decembrie, care urmează și a cărei energie începem deja să o simțim. Dar v-am mai pregătit și previziunile numerologice pentru anul 2024, pentru că, într-adevăr, ne aflăm la final de an, iar energiile, bineînțeles, se vor resimți cât mai curând. Nicoleta ne învață cum să ne calculăm energia proprie datei de naștere pentru anul următor, așa că va fi o emisiune plină de informații și spun bună seara Nicoletei Ghiriș și bine te-am regăsit, dragă Nicoleta, vii cu multe informații folositoare pentru noi, pentru perioada care urmează. Bună seara tuturor și tare mă bucur că sunt iarăși alături de voi. Bineînțeles că o să auzim foarte multe informații, unele extraordinar de prețioase, pentru că exact cum discutam și până acum, ele ne ajută să ne ghidăm ușor viața versus ce ni se întâmplă, ce se petrece și poate, nu știu, avem mai multe indicii, uite de ce se întâmplă anumite lucruri într-o anumită perioadă. Da, și poate să evităm anumite neplăceri, pentru că de multe ori ne avertizezi și în legătură cu lucrurile negative care ni se pot întâmpla, tot felul de vizite pe la doctor, accidentări, putem să fim mai precauți. De asta da. Și nu numai că nu numai să fim precauți, dar uite că astrologia chiar are tool-urile respective și cum spuneam mereu și o tot repet, chiar deține ghidul nostru de viață, astrologia, și e bine să-l verificăm, uite, odată în viață, să verificăm ce se întâmplă cu noi, uite, pentru ce am venit aici pe pământ, ce trebuie să facem noi aici și care este destinația noastră. Și chiar, uite, lunar și acum o să vedem și predicțiile pentru anul viitor, chiar cumva ne aduce un indiciu ca să ne dăm seama. Nu neapărat să ne predispună, pentru că noi știm că noi dispunem acolo, noi avem liberul arbitru, însă tu știi că noi nu avem cu toții un liber arbitru atât de mare. O să mai discutăm pe aceste teme. Mă interesează foarte tare să știm cum să jonglăm cu energiile care tot pătrund către noi. Să știi că și acum în jurul nostru există o grămadă de energii și dacă știm să le captăm pe cele pozitive, uite, și să le îndepărtăm pe cele negative, atunci suntem alchimiștii energiilor vieții noastre. Așa este. Și vom vorbi, iată, dragi ascultători, despre previziunile astrale chinezești pentru luna decembrie, da? Dar pentru anul 2024 vorbim din punct de vedere numerologic. Adică așa, sunt două așa lucruri diferite și cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă această treabă. Iar Nicoleta, eu îți dau mână liberă, să zic așa, să începem să aflăm. Ele sunt diferite, Jessie, dar de fapt construiesc cumva un puzzle, pentru că tu știi că mie îmi place să privesc lucrurile holistic și astrologia chineză alături de astrologia vestică, dar și de numerologie, cumva întregesc puzzle-ul respectiv. Și atunci e bine să captăm informațiile ca să ne dăm seama cum putem funcționa mai bine pe mai departe. Revenind la astrologia chineză, perioada pe care o să o discutăm o să fie cea care începe exact astăzi, 13 noiembrie, odată cu luna nouă, și durează până pe 13 decembrie. Este o perioadă a mistrețului de apă. Aici, luna aceasta, regăsim, mistrețul este un semn de apă și regăsim
multă apă, bineînțeles, în această lună. Ce se poate petrece? Se pot petrece, bineînțeles, inundații. Este foarte posibil să iasă din matca acele râuri, mult cunoscute nouă și în România. Și pot produce pierderi, pentru că, ce crezi, zona de sud-est, uite unde face parte și România în lume, este predispusă către zona aceasta de pierderi. Mai precauți, acum nu știu ce putem să facem într-o secundă așa, dar putem să, uite, îndiguim, putem să fim, nu știu, da, mai atenți la cei care locuiesc pe malul acestor râuri care ar putea să iasă din matcă. Și zona de, iarăși, sud-est a României ar trebui să fie mai precaută în această direcție. Da, vorbim de sud-est. Tot ce ține de sud-est este predispus către această direcție. Însă, în centrul, da, energiilor lunii acestea stă, cine crezi, prosperitatea. Prosperitate, până la urmă bunăstarea, deci s-ar putea, uite, și centrul țării noastre să se confrunte cumva cu mai mulți, dacă am putea spune confrunte, să aibă mai mulți bani sau să primească mai mulți bani. Iarăși centrul caselor noastre, al business-urilor noastre, ar trebui să aibă acolo un element de pământ, crem, bej, maro, galben. Sau, uite, sunt bine cunoscute acele pietre semiprețioase care se regăsesc prin casele noastre. N-aș vrea să ne împiedicăm de piatra respectivă în drumul nostru prin mijlocul casei, doar că mă interesează foarte tare să existe culoarea respectivă, da? Îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă. Atenție, în schimb, la cei care trăiesc iubiri adolescentine, deci sunt cei care sunt tineri, pot întâlni luna aceasta și o terța persoană, da, implicată în relația lor și ar trebui să fie mult mai precauți. Hai să trecem către energiile tuturor zodiilor. Șobolanul, cu o energie de dragoste și învățătură, este o perioadă, deci Jessie ești cea care, na, ne vei, poate, nu știu, ne vei învăța ceva nou, poate vei învăța și tu, poate lucruri noi luna aceasta. Și o energie, ți-am zis, pe zona aceasta de iubire, de dragoste, o perioadă de pregătire nemaipomenită pentru cei care sunt studenți în această perioadă. Culorile de lemn alături de voi. Ia uite-te cum ești tu îmbrăcat astăzi la mine, chiar, deci chiar eram, doar că m-am gândit, ne vorbim, tu știi că noi nu am vorbit înainte despre așa ceva, deci chiar mă gândeam, zic, stai să o vezi pe Jessie în ce culoare vine ea, da, ce ascultătoare o să fie. Deci ai simțit că energia o să te ajute foarte tare dacă tu porți culori de lemne și chiar așa să și faci. Bivolii cu o energie de mai scăzută luna aceasta. Nu vreau să pronunț cuvinte mai puțin frumoase, însă sunt cei pe care le transmit, celor cărora le transmit să meargă către investigații, da? Pentru că ei pot capta ușoare, da, energii pe zona aceasta și să se îmbolnăvească. Doamnele care sunt însărcinate, o să le rog să fie primele care se duc către aceste investigații. Nu neapărat că, uite, se întâmplă ceva acolo, doar că sunt mai predispuse să capteze vreo boală de sezon, Doamne ferește, da? De asemenea și bivolii care sunt copii, da? Mai mare precauție. Uite, eu deja am început să dau un sfat oamenilor. Fetei mele, care este bivol, deja am început să-i dau niște suplimente ca să întărească sistemul imunitar. Culorile de metal pentru aceștia, alb, gri, auriu, argintiu sau metale dacă poartă, și ajutor pentru ei de la nativul cocoș, poate la, uite, prin familie sau printre apropiați. Tigru, tot așa, o energie destul de scăzută,
Ei, în schimb, sunt mai privilegiați decât bipolii pentru că pot să fie ajutați efectiv fără să, cum se numește, fără să fie conștienți de acel ajutor, da? Deci s-ar putea să simtă un ajutor, nu știu, să vină din secret așa un ajutor către ei, sunt ajutați de energia lunară. Tot așa, doamnele care sunt însărcinate și pe ele le sfătuiesc să meargă către control. Și la fel copiii tigru, da, este bine să fie ajutați, uite, tot așa de suplimente. Sunt acum și suplimente bio, da, pe bază de miere, au cu ce să fie susținuți. Iarăși culorile de metal pentru ei și ajutor de la nativul mistreț. Pentru iepuri. Iepurii, ei vor fi cei care vor primi maxim ajutor luna aceasta și așa vor trece cumva în sinea lor, o să zică, ia uite, iar cineva acolo sus mă iubește. Acțiuni norocoase pentru aceștia, însă ei trebuie să fie atenți la problemele de stomac, digestive. Deci, uite, da? Când mănâncă ceva să fie conștienți sau uite, să ia cumva ceva care să-i ajute, să-i susțină. Culorile de lemn și pentru ei extraordinar de benefice. Pentru dragon, dragonul întâmpină o energie de pierderi și de posedări. Atenție la membrele lor, la accidentarea acestor membre și zona nu știu, poate sunt sfătuiți să meargă către judecată într-o anumită privință. Aici aceștia se creează o energie așa între lună și an, între energiile lunare și anuale, care îi cumva îi salvează, să zicem așa, în ghilimele, pentru că există acolo, în metafizica chineză se numește suma 10 acestor energii și aceasta protejează cumva, începe să le creeze protecția asupra energiei de pierdere. Însă precauția nu, da, cumva nu o să îi cumva o să prisosească. Deci trebuie să fie cumva precauți. Culorile de apă pentru ei, negru, albastru, violet, albăstrui și ajutor de la nativii șobolan. Șarpele este, să zicem, nu neapărat cel mai lovit, dragul de el, luna aceasta, dar este cel mai încercat, să spunem așa, pentru că este în opoziția energiei lunare și este una dintre cele mai dificile luni din an pentru el. Este bine să fie precaut, să nu-și piardă lucruri sau cumva să nu-i fie furate. Este o lună în care este foarte bine să știe că o să iasă din zona de confort. S-ar putea să aibă mai mult de muncă. Este iarăși recomandat să aibă grijă de membrele lor, tot așa, rănirea membrelor și iarăși energia asta, gen suma 10 de care ți explicam, o să-i protejeze, cumva le creează o ușoară protecție acolo, doar că, ți-am zis, precauția trebuie să fie acasă la ea și ajutor de la nativul cocoș. Calul cu o energie de dispute. Caii s-ar putea să fie mai certăreți luna aceasta. Este bine să dojenească în loc să certe. Este o perioadă în care, nu știu, s-ar putea să se hotărască, uite, să dea pe cineva în judecată sau, da? E bine să mai păsuiască acolo lucrurile, să aștepte o perioadă mai benefică, pentru că, uite, o să-i ajute foarte tare culorile de foc, roșu, roz, portocaliu, cărămiziu, să mai stăvilească cumva acea energie și trebuie să fie atenți nativii cal care sunt copii mici, da? Vor fi și mai, și mai certăreți. Capra. Pentru nativul capră, cu o energie foarte
scăzută luna asta, drastic scăzută. Există o energie acolo și de accidentări, să fii atent să nu cadă, să nu se lovească. Na, noi căutăm, știi cum, accidentele pe afară și până la urmă ne rănim în casa noastră, da? Trebuie să fii atenți la organele de auz și de asemenea anumite afecțiuni s-ar putea să-i mai necăjească. Culori de metal să păstreze asupra lor, alb, gri, auriu, argintiu și ajutor de la nativul iepure. Pentru nativii mai muță, iarăși tot așa o energie care s-ar putea să-i necăjească pe zona asta de ușoare accidentări, iar și organele de auz sunt cele care sunt vizate și culorile de metal o să-i ajute și pe el foarte mult, alb, gri, auriu, argintiu. La ei, în schimb, se poate înregistra o pedeapsă pe nedrept. Deci, efectiv, acuzați pe nedrept. Și pe zona aceasta relațională, oricum capra și cu maimuța ar trebui să fie foarte, foarte precaus luna aceasta. Da, s-ar putea să-și audă niște vorbe, el a vrut să ajute, dar de fapt s-a găsit la timpul potrivit, da, timpul nepotrivit, locul nepotrivit și cumva este tras la răspundere acolo. Pentru cocoși, o energie de succes planează asupra lor, un noroc în carieră pot înregistra luna aceasta. La fel, culorile de metal, extraordinar de benefice și se poartă foarte multe metale. Uite, doamnele pot să poarte, domnii mai puțin. Ei se pot îmbrăca în alb sau gri. Pentru câine, o energie de amplificare, de multiplicare. Și noi știm când apare energia asta de multiplicare, ele încep să multiplice ceea ce găsesc acolo în semnul nostru. Iar anul acesta pot să multiplice pentru că ei sunt cei vizați pe zona aceasta de accidentări, dezastre. Trebuie să fie precauți când conduc. Și este precaut, bineînțeles, la orice tipologie, mai ales cei care lucrează cu obiecte contundente. S-ar putea să întâmpine agresivitate din partea sexului opus, da? Discuții acolo, oareși ce trădări și răniri. Culorile de pământ, crem bej, maro, galbe și ajutor de la nativii iepure vor putea primi. Iar pentru mistreți, în aceeași notă, din păcate, de multiplicare a energiilor, este foarte bine să își păstreze, ei sunt în luna lor și ar trebui să cumva să nu se autosaboteze, pentru că există pericol mare acolo, adică știm că ceva nu-i bine să facem și tot facem, știm că nu ar trebui să folosim cuțitul cel mai tăios din bucătărie și exact acolo ne ducem. Mare atenție, da, modul în care se hrănesc, iarăși cu mare precauție. Tot așa, culorile de pământ o să-i ajute, crembeș, maro, galben și ajutor de la nativul iepure de această dată. Însă să fie foarte, foarte atenți și la agresivitatea pe care ei s-ar putea să o sesizeze tot așa la sexul opus. Deci zona relațională cumva puțin în prim plan luna aceasta și ar trebui să avem grijă cum relaționăm cu noi cu ceilalți. Da, am ajuns și la final. O lună interesantă. Cu de toate. Cu de toate. Pentru toți, cum s-ar zice. Cu de toate, da. Pentru toți, da. Pentru unii, da, sunt pe cai mari, ceilalți ar trebui să fie mai ușor, mai atenți, mai precauți. Tu mă întrebai mereu despre direcțiile în care ar trebui să fim mai atenți. Uite, de-a lungul lumii noastre, dragi, da. Și de asemenea României. Da, pentru că avem ascultători de peste tot din lume, români care ne ascultă, bineînțeles, și îi interesează și pe ei, chiar dacă nu sunt aici în țară, să știe la ce să se aștepte. Și ți-am spus că eu de multe ori îți povesteam că bunica mea este în Statele Unite ale Americii și tot timpul mă suna și îmi povestea ceva ce îmi spuneai tu la emisiune și mă gândeam la tine.
Da, da, știu. Și o îmbrățișez pe această cale pe bunica ta, să fie bine acolo și sănătoasă. Este direcțiile unde ar trebui, în care ar trebui să fim mai precauți dacă ne situăm, uite, în nord-vestul lumii. Aici este Canada, aici este UK-ul. Da, Anglia, deci direcții mai precauți acolo, pentru că pot să existe energie de accidentări. Și dezastrele care ți-am zis, pot să vină și pe zona aceasta de apă, da, în exces. De asemenea, direcția de sud-est, unde suntem și noi ca România, da, direcție de în care se mai pot înregistra pierderi, da, și deposedări. Cumva, cum ți-am explicat, acolo există ceva ce ne ajută așa instant, cum s-a creat prejudiciu, cum începe și cumva un ajutor ca să ne ajute să fie prejudiciu cumva mai diminuat, înțelegi, mai scăzut. Zona de nord-est, uite, da, din care poate să facă parte și Rusia, Ucraina. Aici o zonă de, dar nu numai, sunt mai multe țări acolo, o zonă de îmbolnăvire acolo. Și de asemenea, da, cred că le-am explicat pe toate, zona de sud-vest, da, aici intră Spania, Portugalia, parte din Franța, acolo o zonă iarăși, da, cu atenționări pe zona aceasta de accidentări. Este, da, bine să fim, uite, precauți și la noi în țară, cum ți-am zis, pe zona de sud-est, dar și în sud-vestul țării noastre. Da, din ce se observă, adică, da, de-a lungul fluviului și de-a lungul afluenților, probabil, ai lui. Da, este bine să fim mai precauți și în zona de nord-vest a țării, mai ales în nord-vest, pentru că acolo ți-am zis, poți să cumva să se amplifice energiile foarte, foarte tare. Și în casele noastre, în acea zonă, ar trebui să existe protecție, dar și de asemenea noi să ne protejăm în momentul în care, uite, plecăm la drum către acea direcție în mașină. Da. Da. Cam atât pentru luna decembrie, să înțeleg. Până pe 13 această perioadă, da? Apoi ne întâlnim noi cumva înainte acele perioade, să vedem ce ne rezervă ultima lună a anului pentru noi. Atenție, pentru că anul chinezesc încă nu se închide. Prin ianuarie o să discutăm despre noul an chinezesc care va pătrunde la noi în țară pe 10 februarie. Am înțeles. Da, îți mulțumim, Nicoleta. Hai să trecem acum și la a doua parte a emisiunii. Spuneam că vorbim despre predicția numerologică pentru 2024. Eu te las să faci așa o prognoză, să zic așa, pentru noul an, cât ai apucat să te uiți din punct de vedere numerologic și după aceea le spunem celor care ne ascultă și cum să ne calculăm și să-și calculeze, că și eu îmi calculez, bineînțeles, odată cu voi, stați liniștiți, energia propriei datei de naștere pentru anul următor, să vedem cum vor sta lucrurile și atunci. Cea mai importantă energie. Aș vrea să fac o erată pentru că să povestesc că spuneam de 10 februarie pentru anul următor, oricum o să mai menționăm. Calculul, da, și când pătrunde cumva energia, știi că nu pătrunde pe ușa noastră la exact la ziua respectivă, ci că acum din decembrie încă se simt, o să se simte energiile noului an chinezesc. Pe data de, m-am regăsit acolo în calcule, pe data de 4 România va beneficia, să zicem, oficial de acea energie și în lume pe data de 10 februarie. Ok, haideți să revenim la numerologie. În numerologie ni se arată anul 2024, un an cu o umbrelă energetică care o să ne ajute foarte mult pe zona de prosperitate. De ce? Pentru că vom traversa o energie a numărului
8, da, asociată în astrologie și planetei Saturn. Ce spune planeta Saturn? Planeta Saturn e marele procuror al nostru și ar trebui să spun așa. Ți-ai făcut, nu știu, ai făcut ceva ca să vrei mai mulți bani în anul acesta și tu zici, da, uite, mi-am început un business nou, am făcut, da, anumite discuții, am purtat anumite discuții ca să mi se mărească salariul sau cine știe fiecare ce în parte, da, ce a preconizat. Bun, și ce se întâmplă? Energiile acestea nu neapărat pătrund, nu că ar trebui să culegem roadele într-un an care vine cu această încărcătură de prosperitate, roade care au fost, nu știu, de și efortului depus de-a lungul a 8 ani de zile, da? Până am ajuns în această perioadă. Deci trebuia să semănăm cumva anii ăștia din urmă, noi ceva ca să culegem în acest an. Însă, numărul 8 reprezintă dublul lui 4 în numerologie și preia și contradicțiile și răzvrătirile acestui 4, putând fi asociată cu succesul în societate, dar altădată și cu regresul. Putem întâmpina trăiri interioare intense și poate câteodată o să fim neînțeleși de cei din jur. Vom putea fi mai de încredere, mai energici, mai ambițioși în acest an. Calea de urmat pe care noi trebuie să o urmăm și o să existe și o cale de evitat ca să nu ne întâlnim cumva cu pierderi într-un an de prosperitate. Calea de urmat ne îndeamnă la organizare, da, concretă a lucrurilor, implicând în mod eficient și pe cei din jurul nostru, să fim cât mai corecți, să ne manifestăm puterea, dar fără intrigi la tot pasul. Iar situațiile ivite, de exemplu, ajutându-i pe ceilalți, ne-ar trebui să ajutăm foarte mult într-un an de prosperitate, exceptând, da, familia. Adică putem să ne ajutăm, bineînțeles, familia, nu e interzis, dar o să ne ajute foarte mult energia dacă noi dezinteresat vom ajuta pe cineva. Va contribui la această alegere a căii pe care noi o vom lua în acest an. Calea ușoară, în schimb, cea de evitat, ar trebui să nu avem o atitudine rece afișată prin dominare, dorință de putere, de răzbunare, de lipsă de scrupule, da? Materialism excesiv, gata, doar banii văd, nu mă interesează și clientul meu, nu mă interesează și ce s-a întâmplat după ce mi-a dat banii respectiv. Egoism, iarăși, da? Deci nu sunt trăsături pe care ar trebui să le, pentru că, ce crezi, universul este cel care ne vede, da? Cineva sus acolo ne observă în momentul în care noi am făcut un anumit lucru și acum cumva zâmbesc așa pentru că știu un domn destul de în vârstă care spune știu ce am făcut și uite am primit plata, da? Despre asta este vorba în viitor, oricum în 2024 vom vorbi mult despre noile energii care se așează peste noi pe următorii 20 de ani, deci un an foarte important de răscruce. Și uite că vine cumva cu promisiuni de prosperitate, însă în anumite condiții, ca noi să devenim, bineînțeles că se știe, da, mai buni și cumva pentru că ne îndreptăm către era vărsătorului, noi trebuie să fraternizăm cu cei din jur. Adică eu te ajut pe tine, uite, da, prin cunoștințele mele, tu mă ajuți pe mine altfel, deci tot timpul fraternizarea va fi cea mai la mare căutare în noile energii care se așează peste noi. Pentru anul nostru, că pe noi ne interesează de fapt ce se întâmplă, că uite, este un an de prosperitate pentru toată lumea, însă unii dintre noi trebuie să vedem care e calea, da, prin care noi ajungem acolo. Și atunci există anul nostru personal. Ce se întâmplă cu el? Deci hai să luăm un exemplu. De exemplu, 12-a 3-a, da, să zicem că avem data de naștere 1977, să spunem, da? Noi dacă adunăm acolo fiecare cifră în parte, la final
Dacă ne dă un număr, îl reducem și pe acela, la fel îl adunăm și ne dă o anumită cifră. Cifra respectivă este, se spune, vibrația noastră, a destinului. Da? Bun, însă în anul 2024, vibrația anului este 8. Și atunci, mă interesează să ne adunăm altfel energiile, în ce sens? 12 a 3-a 2024, da? Deci mă interesează foarte tare care este vibrația după ce adunăm toate cifrele, da, cu anul 2024, ca și când ne-am născut în anul 2024, dar rămânem în ziua și luna, da, de naștere, deci le păstrăm. Bun, și atunci calculăm, da, cine este o anumită sumă. E, eu m-am născut cu o vibrație, să zicem, 1 și mi se dă anul ăsta că ar fi vibrația 5. Deci eu, în viața mea, trebuie să rămân tot un deschizător de drumuri, eu trebuie să fac foarte multe lucruri, trebuie să fiu ambițios, da? Însă anul acesta, ca să ajung acolo, la prosperitatea respectivă, trebuie să particip activ la o schimbare. Deci trebuie ori să-mi schimb locul de muncă, da, să devin mai activ, ori să-mi fac un business nou. Deci clar îmi arată calea de urmat ca să ajungem, da, acolo. Și acum o să-ți calculezi și tu să vezi ce se întâmplă, pentru că eu mi-am calculat și am văzut anul ăsta, la anul ce mi se întâmplă. Acum să începem fiecare, da, vibrație în parte, pentru că reținem și vibrația, da? Pentru că ea descrie, ce o să descriu mai departe, descrie și vibrația natală, da? Pe care o să regăsim în datele noastre, data nașterii, dar și vibrația anului acesta, da? Dacă avem vibrația 1, da, a anului personal, anul ăsta, cum am mai spus, trebuie să fim ambițioși, da? Dar să nu manifestăm încăpățânare, egoism, da? Nerăbdare, pentru că s-ar putea să începem să ajungem la pierderi, da? Să fie în detrimentul acțiunilor întreprinse. Vibrația 2 anului personal 2024 poate să aducă pasivitate. Cumva căutăm o colaborare, deci prin colaborare să ajungem la acea energie de prosperitate, diplomație, da, sociabilitate și să ne ferim de viclenie, de indecizie, de a aștepta, nu știu, de la alții când de fapt trebuie să cerem noi. Vibrația 3 anului personal poate să aducă energie, talent, da, creativitate, suntem sfătuiți să le folosim, da, și să ne ferim de minciuni, intoleranță și superficialitate. Deci vreau să fac ceva așa, dar nu studiez în detaliu lucrurile și atunci mă arunc, da, și mă duc către o anumită direcție, dar până la urmă nu mi se potrivește sub nicio formă. Vibrația 4, da, anului personal o să-i aducă pe nativ din sfera practicii, da, și eficienței anul ăsta, da? Deci dacă suntem practici, eficienți, o să muncim și rezistenți, da, la ce energii vin, o să putem să manifestăm și prosperitate în acest an, dar nu neapărat prin încăpățânare și inflexibilitate sau plictiseală. A, nu-mi convine. Deci este mult prea mult de muncă. Nu am chef să fac lucrul ăsta, este clar că nu o să mă ducă la o mare prosperitate. Vibrația 5 a anului personal o să ne aducă cu sine situații neprevăzute, da? Rapiditate, mișcare, deci s-ar putea să vină schimbarea. Însă uneori s-ar putea să fim irresponsabili și poate prea grăbiți, da? Trebuie să fim mai cumpătați. Vibrația 6 anului personal. Această vibrație ne arată că s-ar putea împreună cu familia să facem un business. Ne arată că ar trebui să fim serioși și uite, poate ne alegem un business care să se ocupe de grija celuilalt. Și atunci uite, pentru familie, pentru bunăstarea unei familii. Și atunci trebuie să fim atenți la business-urile, uite, pe care le întreprindem având această vibrație. E bine să nu fim încăpățânați, da?
și anxioși sau intoleranți în acest an, cu această vibrație. Vibrația 7 o să aducă inclinații spirituale. Oamenii care o să aibă această vibrație or să câștige, da? Pentru că câștigurile, atenție, toată lumea se așteaptă la câștiguri materiale, evident, da? E, câștigurile materiale, da, bineînțeles că na, toată lumea este încântată când le are, dar uite, s-ar putea ca oamenii care au vibrația 7 să câștige foarte mult în informații din astral. Cei care, uite, lucrează în domeniul spiritualității, s-ar putea să se trezească cu mai multe veleități acolo. Păi, și nu sunt mai importante ele decât, nu știu, remunerarea unei, nu știu, unui serviciu. Deci este foarte, să fim foarte atenți la ceea ce primim și să fim, nu știu, recunoscători, da? Uite, pot să întâmpine iarăși poate noi puteri paranormale către ei, dar este bine să stea departe de tristețe, da, și de introvertire. Trebuie să se mai distreze cei care sunt cu vibrația 7, să meargă la mai multe petreceri. Vibrația 8 a anului personal. Aceasta va fi o umbrelă pentru acțiuni efectiv ambițioase, da? Energici, da? E bine totuși să stea departe, cum spuneam, de materialism acești oameni care au și această vibrație, pentru că, da, nu este bine să fie nici răzbunători, dominanți și să aibă lipsă de scrupule. Universul o să-i vadă și vă spun că va găsi calea să le și ia din banii, da, pe care ei chiar sunt atât de încrezători că o să-i câștige. Vibrația nouă a anului personal. Aici ne indică umbrela filantropiei. Uite, oamenii care o să aibă vibrația nouă s-ar putea să deschidă poate ONG-uri sau să fie implicați, uite, într ajutorarea celorlalți, a compasiunii. Dar este bine să stea departe de materialism, pentru că crede-mă că am găsit o grămadă de oameni cu vibrația nașterilor nouă și care sunt materialiști, da? Deci au ales o cale ușoară a vieții lor. Nu este bine să ajungă în direcția respectivă, ci să și nu pe zona de posesivitate, asta e clar, ci să ajute pe ceilalți. Cu cât o să doneze mai mult, cu cât o să ajute mai mult în acest an, cu atâta, hai să vezi, de unde dau, de acolo vor și primi. Și e bine să le urăm tuturor să evităm situațiile în care vibrația negativă descrisă, da, să nu-și găsească loc de manifestare, da? Și funcțiile de acțiunile noastre, să nu uităm că echilibru și înțelepciunea pot alcătui o umbrelă extra acolo și o să găzduiască acțiuni benefice nouă. Da. Deci, Nicoleta, dacă, uite, de exemplu, eu sunt născută pe 5-7-1996 și am adunat și mi-a dat 1, eu mă regăsesc în energia cu numărul 1 pe care tu ai spus-o mai devreme. Da, tu ca și viața ta, da? Tu trebuie să fii un deschizător de drumuri, ceea ce s-a și întâmplat în viața asta, da? Faci multe lucruri noi sau uite, da, aduci oamenilor multe informații, da, noi. Însă anul ăsta, da, deci tu ești 5-a, 7-a, ai zis, da? Așa. 2024, da? Deci avem acolo, ți-a adunat și anul ăsta, ca să nu mai adun eu încă o dată? Nu, cu anul ăsta nu. Deci îl luăm data, deci, noastră. Anul ăsta e așa. 5, da. A 7-a, 2024. Da? Aha. Bun. Și a dat, dacă nu mă înșel, așa, nu mă înșel la matematica, mi-a dat acolo 20. Ia să calculezi și tu. Da, exact 20. Deci 2. Bun. Deci 2, da? 2 plus 0, 2. Bun, și acum ce am spus? Cu vibrația 2, da? Anului personal al tău, anul ăsta, ce poate să aducă? Înclinații, da, artistice, ia uite, tu poți anul ăsta să prosperi dacă o să scoți o piesă nouă sau dacă faci lucruri noi pe zona aceasta artistică. Poate să fie vreo piesă sau poate să fie orice altceva, atenție, da?
Da, deci trebuie să-ți folosești înclinațiile artistice, farmecul, da? Intuiția, toleranța, sociabilitatea, diplomația, da? Și să colaborezi. Uite, tu colaborezi cu noi, suntem niște colaboratori ai tăi, da? Și atunci, da. Nu numai în direcția aceasta. Uite, de exemplu, pe zona aceasta de muzică, ce te sfătuiesc să scoți, cred că nu mă pricep foarte tare la domeniul vostru, să scoți, nu știu, featuring sau nu știu cum se numește, da? Colaborarea voastră și să cânți împreună cu cineva. Și uite, acum, efectiv, în momentul ăsta, mi se mai transmit, da? Când am, tu știi, când am discuții cu oamenii, mesaje, trebuie să fie din străinătate cineva, da? Deci mi se transmite că ar trebui să fie featuring, nu știu, da? Un artist din străinătate. Deja este. Și atunci dăm un spoiler, acum chiar este. Deja sunt în discuții cu cineva din străinătate. Eu n-am știut așa ceva și tu știi bine că eu nu știam. Da. Nu, n-am discutat cu nimeni, adică clar nici cu invitații mei. Așa că, dragi ascultători, să fiți cu urechile pe noi în continuare, că vă dăm informații foarte bune și relevante. Iată, Nicoleta nu știa. Da. Da. Deci, ca atare, mi s-a transmis că o să fie, da, din străinătate și go for it, da? Deci asta este calea. Adică așa vreau să privim lucrurile, pentru că ele, da, dacă le luăm așa de sine stătătoare, nu ne aduc, da? Toată lumea o să zică, păi da, cu vibrația 8 toată lumea o să se îmbogățească. Nu este chiar așa, că uite, da, unii se pot îmbogăți spiritual, alții se pot îmbogăți, uite, tu vei scoate, da, cu acest artist o piesă care o să, da, producă bani, pentru că de fapt așa trebuie să faci, înțelegi? Dar nu trebuie să aștepți, da, trebuie să inițiezi tu, pentru că tu în viața ta ești un inițiator, deci de la tine trebuie să primeze și să vină cererea respectivă. Cam așa se lucrează, da, pe zona asta. Da. Îți mulțumim frumos, Nicoleta, pentru toate informațiile și urmează să ne întâlnim atunci să vorbim și despre finalul acestui an și energiile, cum ne vor primi. Dragii noștri, să fiți cu urechile pe noi, că venim, iată, cu informații utile de fiecare dată și să știți tot timpul să alegeți informațiile pe care vi le dă Nicoleta și să le potriviți pe viața voastră, să zic așa. Iată cum ne-a dat exemplul meu, că nu ne-am întâlnit aici să-mi expun eu viața, că asta nu e clar intenția mea, dar Nicoleta ne-a învățat cum să, da, să alchimizăm aceste informații. Foarte frumos ai spus. Despre, da, alchimie este vorba aici. Și să nu uităm să le transmit, să mă urmărească pe Instagram Astrolog Nicoleta Ghiriș, YouTube iarăși Astrolog Nicoleta Ghiriș, peste tot mă găsesc așa. Și da, pentru că le dau, tu știi că le dau zilnic oamenilor acolo predicțiile și e păcat să nu le acceseze pe Instagram. Da. Îți mulțumim frumos, Nicoleta. Ne revedem cât mai curând. Te pupăm. Pa. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Nicoleta Ghiriș. Ne reauzim mâine, dragii mei, tot aici la Golden Hour, Gold FM, de la ora 18, cu alte informații de folos, sper eu, pentru voi. Dacă n-ați ascultat această emisiune de la început, dacă ați deschis prea târziu radioul, puteți să intrați pe canalul meu de YouTube, Jessie Baneș, dați acolo un search, Golden Hour cu Jessie, și aveți acolo toate emisiunile pe care le-am realizat de-a lungul timpului cu invitații mei și le puteți asculta în liniște. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o seară relaxantă.